Salutare tuturor, eu sunt Stunter și bine v-am găsit la episodul cu numărul 28 din seria mea de Hardcore Play. Ok, astăzi am să vă arăt două lucruri pe care le-am făcut. De fapt, unul singur, în alt loc, doar am încercat. Deci, poate ați văzut, am făcut aici un balcon, iar sus este camera unde voi pune un enchanting table. Arată destul de tare, am pus pe aici cobblestone să arate mai bine. Și mai am depus câteva bucăți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rafturi. De fapt, rândul ăsta chiar nu cred că e nevoie, că nu o să se vadă. Dar îl pun, poate influențează cu ceva enchanting table-ul. Și al doilea lucru, de fapt, ăla nu e așa important, doar să vă arăt. Aici, nu aici. Haide. Da, aici am încercat prima dată să fac camera, însă nu mi-a reușit, pentru că am dat de scară. Bun. Acum asta trebuie să pun din nou, dar nu mai am stone. Las că înlocuiesc eu altă dată. Să pun o torță aici, să nu se spawneze ceva. Bun. Și vreau să vă arăt un mod pe care l-am instalat, este foarte, foarte tare. Se numește Mice Workers. Veți vedea imediat cu ce mă ajută acest mod. Numai că trebuie să mănânc și să craftuiesc un item. Deci iau wood. Am nevoie și de cobblestone. Am deja. Ok. Aici. Și să fac itemul special, se face ca chestul, numai că îți trebuie wood, deci nu wooden planks, mice worker. Iar acesta, când o să-l pun undeva, va trebui, deci veți vedea imediat, vor fi niște muncitori care lucrează pentru mine. Îi pot face să taie lemne sau să mineze sau mai multe chestii. Voi face prima dată unul care să mineze. O să-i fac un pic ex de diamant. Unde mi-am pus eu bețe? Nu am bețe? Ba, uite, am un inventar. Uite aici. Așa. Bun, deci fac un pic ex de diamant. Și să merg jos să aleg un loc unde să îl pun. Văd că se face noapte, dacă nu mă înșel. Sau acum e dimineață? Nu-mi dau seama. Dar cu siguranță se face noapte, țin minte, după cum e așezat patul, că aici e răsăritul, cred. În fine, hai să mergem jos. Și aici un... Aoleu! Ce m-a speriat. Așa. Bun, deci se face noapte, trebuie să urc înapoi sus. Fuck. Haide, repede. Urc pe aici, că e mult mai rapid. Ah, da, să știu să nu mai urc cu sabia de acum. Ok, deci mă culc și după aia continuăm. Undeva sub muntele ăsta o să-l pun să mineze. Îi trebuie destul de mult spațiu, pentru că face o mină destul de mare. Așa, să mergem din nou jos. Și să văd unde îl voi pune. Nu cred că am loc aici. Uitați, aici aș putea să-l pun. Vreau un colo să mineze. Deci îl voi pune cam așa. Ok, acum trebuie să pun pickaxe-ul pe blocul ăsta, deci dau click dreapta, deci nu merge. Uite tool. Da, eu dau click. Trebuie din partea asta, alta. Ha? Fac. Ce are? Trebuia click stânga, nu click dreapta. Bun, și uite minerul meu. Are chestii de diamant pe el. Acum trebuie să... Deci aici îmi va aduce el minereurile, că scrie Stuff for Player. Iar aici Stuff for Worker, trebuie să-i dau eu iteme. Pentru început îmi cere 128 de cobblestone. Nu știu ce face cu ele, eu îi le dau. Au dispărut direct pentru că el i-a luat la el în inventar. Și o să-i mai pun în caz că mai are nevoie. Acum, îi trebuie 16 wood. Îi pun
28, ați văzut, au rămas doar 12 încet, pentru, în chest, pentru că o lua deja. Și mai are nevoie de 16 cărbuni. Așa, și văd că o lua tot. Ha, în fine. Iar acum el o să mineze, dar de ce s-a oprit? A, nu. Ok. Deci face destul de mare, că i-am pus din, i-am pus pickaxe de diamant. Și sper să nu dea în apa asta. Hai să văd, să pun dirt puțin aici. Deși nu cred, cred că o ia deja în jos. Și îl voi lăsa să-și facă treaba, să vedem ce se strângă. Ia să vedem, o ia în jos, băiatul. Da, o ia destul de în jos și merge foarte repede pentru că are pickaxe de diamant. Dacă ți pune din lemn, doar pe un rând ar face. Așa face pe 1, 2, 3, 4, 5 rânduri. Iar el aici o să facă multe chesturi în care pune dirt-ul și ce-o strâns, iar în asta pune minereurile. El se va întoarce când când o să scrie aici 141 din 141. Deci când se duce la 141 de blocuri distanță de asta, vine înapoi, lasă tot ce are și după aia se duce în continuare. Bun. Acum voi face încă unul, dar nu miner, voi face un vânzător, un trader, cred că așa se spune în engleză. Ce voi putea face cu ăla? Păi, pot să-i dau iteme pentru... De exemplu, pun un stack de dirt și el îmi oferă alte chestii pentru el. Așa o să mă pot folosi și de chestiile neimportante ce o să mi le dea minerul. Le pun acolo la vânzător și cine știe, poate fac roșii de diamante. Ok, deci să mai facem un mice worker. Așa. Și nu mai țin minte ce unealtă trebuie ca să-l fac vânzător. Ah, da, trebuie un chest. Deci facem un chest. Ok. Și cred că o să-i trebuiască și la ăsta cobblestone, nu sunt sigur. Mai am cărbune, cred că mi l-a luat minerul ăla tot. În fine, las că oricum o să-mi facă el. Deci, 128 de cobblestone îmi trebuie și nu mai am. Serios? Nu se poate, hai să vedem un chestul ăsta alt. Jos în ascunzătoare nu mai am nimic. Da, nu mai am cobblestone deloc. Atunci am o idee. Nu pe aici, că durează destul de mult. Haide pe aici, dacă tot am făcut ieșirea asta, nu? Bun, ia să văd ce a făcut băiatul ăsta până acum. Se descurcă. Vedeți, pune și torțe singur, de aia îi trebuie cărbune. Ok, deci se descurcă. Nu mi-a dus nimic încă. Nu. 23 din 141. Ok, atunci haide să mergem până în mina pe care am făcut-o eu, cea cu lift. Și o să iau câteva cobblestone de acolo, pentru că nu mai am. Deci se coboră în jos. Așa. Și am putea face tunel în partea asta. Ok. Așa, cu siguranță minerul ăla o să strângă mult mai repede decât noi minereurile. Am să vă las un link în descriere de unde puteți descărca acest mod. Și dacă vreți un tutorial, doar spuneți-mi și am să fac unul. Nu este o instalare foarte dificilă, dar poate unii dintre voi nu știți cum să îl instalați. Așa, hai să pun și aici. Ok. Mai punem și o torță. Bun, și între timp am putea vorbi despre noul snapshot de la Minecraft, care a apărut recent. Ce este nou în el? Păi, în deșert se vor genera niște chestii noi, niște piramide, niște structuri noi, mai bine zis. Că sunt un fel de piramide în care veți găsi niște chesturi, 4 chesturi, cu diferite iteme. De asemenea, o să fie și case din sandstone și din sand. Desigur, o să fie villager în ei, săteni.
cu care veți putea face schimburi, deci o să existe un nou minereu care o să fie ca niște bani pentru acei seteni și puteți face schimb cu ei, dați acel minereu și vă dă diferite iteme, sau dați voi diferite iteme și vă dă acel minereu. Nu cred că se vor putea face săbi din minereul ăla sau unelte, dar este destul de bună ideea pe care au avut-o cei de la Mojang. Ei, am dat și de Iron. Așa. Bun, și să o luăm înapoi ca să nu fac prea mare tunelul ăsta. Deci să revin la snapshot. V-am zis de cei nou în deșert și că puteți face trade cu sătenii. Altă chestie. Da, o să apară un... cum se cheamă, un Ender Chest. Deci asta cred că o să fie cea mai tare chestie din Minecraft. Ce face acest Ender Chest? Păi, se craftează destul de simplu. De fapt, nu e chiar foarte simplu. Aveți nevoie de 8 obsidian și de un ochi de Enderman. Obsidianul puneți ca și cum ați face un o masă de lucru. Iar în centru puneți ochiul de Enderman. Bun, iar apoi să zicem că aveți două Ender Chest-uri. Puneți unul, să zicem, aici. Deci să zicem că este un Ender Chest și ăsta e alt Ender Chest. Bun, puneți iteme într-unul și veți putea lua itemele din acesta în ăsta. Deci puteți accesa itemele din celelalte Ender Chest-uri. Este o chestie destul de tare. Bun, asta am înțeles eu, sper să nu greșesc. Ia să văd, mamă, cât a făcut ăsta tunelul, wow. Aici trebuie să-mi fac unde ăla, cum se cheamă, un tren. Vai, cât de tare o să fie, cu două benzi, o bandă aici și una aici. Da. Ha, ce idee bună. Și o să fac un sat mai încolo, sau un oraș, nu știu. O să mă gândesc, eu oricum o să am mult stone de la asta, mult cobblestone. Și o să am cu ce să construiesc orașul. Pot face un cobblestone city. Bine. Ok, n-am niște wheat. Am niște wheat aici, dar mai trebuie un porc. Hai să vedem. Dacă găsesc unul repede pe aici, deși nu cred. Bun. Oricum, vreau să fac acel vânzător. O să-l pun aici pentru că nu o să ocupe. Așa, punem chest. Nu o să trebuie să fac. De ce nu se sparge? Ha? Nu se poate. Cred că am stricat totul. Nu-l mai pot sparge. Atunci haide să fac altul. Pentru că l-am pus lângă chestia aia cu Mice Worker. Deci facem altul repede. Așa, și trebuia să dau click stânga. Ia să vedem. Merge? Ok. Deci ăsta e vânzătorul. Ce faci, frate? Ce faci? Ok, se pare că nu te poți mișca de acolo. Și să vedem ce să-i dăm. Aici îi punem noi iteme și aici ne va da el oferte. Să zicem că îi dau... nu... 4 semințe. Sugar cane și... Nu, gravel nu am nevoie, că o să fac niște drumuri. Nu. Ai 9 bețe. Face. El 3 bucăți de carne și 2 iron. Ia să vedem ce ne dă băiatul pentru asta. Deja se face noapte? Serios? În fine, nimic nu ne dă. Zgârcit. Ia, îi mai dăm și așa. Mamă! Deci am pus un stack de cobblestone. Și deja am primit o grămadă de oferte. Bun, deci doar una dintre astea le pot lua. Să vă gândesc ce am nevoie acum. Dintre astea, decât sticla aici mai... Care am nevoie... De-aia să văd puțin. Dacă iau astea, oferta e la fel de mare? Se pare că da. Deci decât de la un stack îmi dă ceva mai bun. Atunci hai că-mi iau 32 de glass. Bun, deci am dat un stack de cobblestone și am primit 32 glass. Destul de bună afacerea. Oricum, cobblestone-ul ăla o să-l fac o să-l fac destul de repede. Da, și credeam că lui o să-i trebuiască
și niște cobblestone să-i dau și de astea cum a trebuit la mine, dar se pare că nu. Ok, deci haide să urcăm sus ca să ne culcăm. Sper că până dimineața se termină și minerul ăla treaba, deși nu cred. Hai mă culcă-te, așa. Ok. Să mâncăm puțin și să coborăm din nou jos. Se pare că a venit minerul. A venit și a lăsat în ce scrie ceva. Da, și-a și plecat deja. Este bine. Ne-a dus. Aici avem cobblestone de la el, iar aici 3, 2, 1 și... cât cărbune au găsit. Mamă. Ia să vedem ce-mi dă vendorul ăla pe 4 stack-uri de cărbune. Poate mă fac cu niște diamante. Ia să vedem la un stack ce-mi dă. Deci văd cobblestone de gravel. 128. Ok. Deci la un stack îmi dă astea. Să vedem dacă mai punem un stack. Ne dă mai multe? Că nu-mi dau seama. 64 cent. Să ne uităm după niște iteme. 32 cent. Da, ne dă mult mai multe. Deci hai să le punem toate cele 4 și aici un diamant. Deci 4 stack-uri de cărbune înseamnă un diamant. Dar nu i-au face de bune, îi dau 4 stack-uri, tu dai un diamant, fraier. Da, stai. Facem noi diamante. 2 diamante cu 8 stack-uri de cărbune. Dar nu merită. Nu se merită, frate. Îmi iau altceva. Îmi iau iron. Că parcă îmi dădea mai mult. Ia să vedem, dacă pun 8 de astea, ce-mi dai? Îmi dă un ender pearl la 8 de astea? Serios, un ender pearl. Îmi dă blaze! Mamă, blaze. Cu siguranță o să-mi iau blaze. Sau 3 diamante. Diamante, blaze, iron. Da, nu mă puteam decide așa că am luat iron-ul, 32 de bucăți. Am dus lipsă de iron, deci... Las că oricum minerul meu o să-și facă treaba. De ce l-a lăsat asta aici? O cam greșit aici, băiatul. Opa! Lol. E, cred că a coborât mai jos, da. El coboară tot mai jos și... De aceea a lăsat astea. Ah, tare. Credeam că o să continue, dar văd că tot coboară jos. De fapt sunt la Y42 și cred că o să coboare tot așa până mai jos, dar sper să refacă scara asta. Să văd cum să mă urc, dar să și iau bucata, că după poate îi stric ceva și nu mai funcționează, deci să iau bucata asta. Ok, și vedem noi cum se descurcă. Destul de lung a făcut unul ăla. O să fie ceva destul de interesant chestia asta ce face el aici. Ok, ia să vedem ce mai avem aici. Avem mult cobblestone, ia să vedem ce putem negocia cu vânzătorul ăsta pentru atâta cobblestone. Oare ne dă ceva la schimb? Ok, deci hai să-l umplem pe ăsta cu cobblestone. Nu, așa, dar luăm astea 5-7. Bun, și să vedem ce ne dă. 2 diamante! Îmi dă un sponge? Cât de tare! Îmi iau un sponge. Așa, am burete. Burete pe single player. Nu cred că se poate face cumva. Oare dacă îl pun minimai de înapoi? Merită să încerc. Ia să vedem. Eu credeam că nu absorbe apa. În fine. Și atunci ce fac cu el? Spăl oile, ei! Hai, la spălare cu voi. Nu vă pot spăla. De ce nu le spală? Nașpa, spuneți-mi vă rog ce vă face cu sponge-ul ăsta. Să știu că nu l-am luat degeaba. Lăsați în comentariu. Dacă l-am luat degeaba, îl arunc. În lavă. Bun, și aici ăsta o să pună chest-uri în continuu. Ok, ia să vedem ce ne dă vendorul pe un sponge. Dar ne dă ceva. Așa. Nu cred că ne dă nimic. Deci el cred că dă numai pe wood,
cărbune, wheat, cobblestone, dirt sau gravel. Pe altceva nu cred că face schimburi, dar o e destul de bine. Bun, deci cam asta a fost pentru azi, ne vedem data viitoare, sper că v-a plăcut acest episod. Dați un like la videoclip dacă v-a plăcut. Aș vrea să strâng 30 de like-uri la acest videoclip. Vreau să văd dacă puteți da atâtea like-uri. Și până la viitoare, eu am fost Hunter și vă salut! Bye bye!